În anul în care împlinește 45 de ani, Gloria Buzău, cel mai cunoscut club sportiv din județ, își poate încheia activitatea. Contractul prin care primea bani de la primăria Buzău a expirat și nu poate fi reînnoit din cauza datoriilor clubului din Crâng. În momentul de față, Gloria Buzău nu primește finanțare pentru că legea și ne interzice să facem un contract. Lor le-a expirat contractul în 2015. Noi suntem în 2016. Noi nu mai suntem sub contract cu Gloria Buzău. Legea ne interzice să facem contracte cu orice asociație, ONG, fundație și societate care are debite la stat. Este interzis, indiferent de natura și forma ei de lucrativă. Primarul a precizat că formația din Crâng nu este eligibilă pentru a primi fonduri nerambursabile de la municipalitate. Mai exista o posibilitate, altă lege care ne permitea să finanțăm activități. Dar și acolo, și Curtea de Conturi, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă de la Ploiești, ne-a interzis să mai finanțăm în acel mod, tot pe același principiu. În momentul de față, noi nu avem cadru și posibilitatea legală să avem încheiat un contract, cum nu avem cu medicii pentru câini, nici pentru asociațiile sportive. Președintele Gloriei a confirmat zilele trecute că scenariul sumbru se poate adeveri în această vară. Tulpan a adăugat că mai multe cluburi din țară vor dispărea din cauza cadrului legislativ defectuos. Și uitați-vă, se întâmplă și la Petrolul Ploiești. Nu departe de acea situație este și ASEA Târgu Mureș. Vine păturnantă pandurii cu aceleași probleme. Deci se întâmplă lucruri ciudate în fotbalul românesc. Șeful Gloriei speră ca buzoienii să găsească o soluție pe ultima 100 de metri pentru ca echipa să își continue activitatea. E slabă finanțare. Cred că situația economică din România nu mai permite susținerea activităților fotbalistice. Să sperăm că și în plan legislativ, odată pentru totdeauna, să iasă această lege a sportului așa cum trebuie și să nu mai fie interpretabilă. Problemele nu sunt atât de simple. Se întâmplă ce se întâmplă în țară și nu mai vrea nimeni să semneze. Tuturor le e teamă și cred că au dreptate în unele situații, în altele cred că se mai și exagerează. Conducătorii clubului din Crâng iau în calcul inclusiv înscrierea în Liga a 3-a, unde cheltuielile de funcționare sunt considerabil reduse.